În societatea noastră este un obicei de a spune că femeile sunt singure vinovate dacă nu pleacă de la un soț violent. Dar cum stau lucrurile de fapt? Ce se întâmplă în psihicul unei victime a violenței? De ce este atât de greu să pleci de relații abuzive? Astăzi, la Efect 96, discutăm despre victimele violenței în familie. Invitata de astăzi este doamna Valentina Bodruc-Lungu, profesoară universitară, expertă pe probleme de gen. Doamna Bodruc, bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Este o problemă stringentă pentru societatea noastră, care chiar trebuie de mult timp discutată pe toate canalele posibile, pentru că observ eu că societatea noastră este suficient de violentă. Deci este foarte multă violență. Violența în societatea noastră este o normă. Și dacă vorbim despre violența în familie, eu am citit statistici care spun că 3 din 4 femei suferă sau au suferit cândva în viață de violență în familie. Experiența dumneavoastră ce spune? Pentru că este un număr enorm. Da, cu referire la statistici, aici se discută foarte mult. Dar trebuie să ținem cont de următoarele, că în viziunea majorității experților, fenomenul violenței în familie este ca un iceberg. Doar 30% din caracteristici sunt la suprafață, ceea ce e vizibil pentru societate. Și 70% sunt sub apă, invizibile. Așa este și cu fenomenul violenței. Pentru că doar o parte din cazuri ajung în vizorul nostru, al societății, al organelor de drept, dar cea mai mare parte rămân totuși ascunse acolo, adânc în sânul familiei. De ce se întâmplă asta? Femeile și bărbații preferă să nu vorbească, să nu știe nimeni, deci se păstrează, știți, vorba asta, nu scoate gunoiul din casă. Cam asta ar fi? În mare parte, da. În mare parte, da, pentru că în societatea noastră, care este într-o perioadă de tranziție, aș spune eu, de la patriarhat la modernism, foarte multă lume totuși încearcă să ascundă faptul că mai persistă violența în familie, anume din considerente de imagine. Doi, din considerente de existență sau, haideți să-i spunem, de persistența stereotipurilor de gen, din perspectiva că totuși femeia este cea responsabilă pentru tot ce se întâmplă în casă. Și deseori noi auzim cu dumneavoastră situațiile când, dacă ar fi ea o femeie de treabă, dacă ar fi o mamă bună, dacă ar fi o soție cu minte și de treabă, atunci nu ar fi violență. Nu este corectă abordarea. Pentru că nimic nu justifică violența, indiferent de faptul cine și ce treburi face pe acasă, cât de calitativ, care este contribuția fiecăruia. Ori familia constă din mai multe elemente, inclusiv comunicarea, relaționarea, responsabilitatea pentru diferite momente și implicarea fiecăruia. Noi vorbim de familie în calitate de celulă, de un organism viu care trebuie permanent să fie într-o adaptare și coeziune. Interesant aici, pentru că iarăși în mai multe discuții între femeile activiste care lucrează în acest domeniu, auzeam că femeile, mai ales femeile cu studii superioare, femeile care au atins niște funcții importante, se rușinează să spună că suferă de violență în familie. Deci ele sunt cele care în primul rând vor ascunde. Și acest stereotip că doar femeile din familie, doar femeile cu un nivel intelectual mai scăzut, doar ele suferă de violență, asta nu este adevărat. Sunt niște mituri, Angela. Cu adevărat sunt niște mituri, pentru că studiile noastre și analizele noastre demonstrează că avem femei victime violenței în familie din diferite categorii a populației. Și din zonele rurale, și din zonele urbane, și cu studii superioare, și fără studii, sau cu studiile primare. Deci, și femeile cu studii superioare mai tare se rușinează să spună adevărul. Da. Uite, ăsta este un element foarte important, pentru că vizează și imaginea lor. Și atunci își fac niște complexe. Cum aș putea eu, femeie cu studii superioare, având o poziție în societate, să spun cuiva, să mă destăinui cuiva că eu am suferit de violență sau sunt victimă? Pentru că multe din ele, și aici apare marea problemă, capacitatea persoanei
de a recunoaște, în primul rând, existența acestei violențe și, doi, de a face pasul de a rupe acest lanț. Știi, am avut un caz concret când, cu regret, a fost o situație în care a nimerit în calitate de infractor și anume abuzator familial o doamnă care a fost vicedirector de școală pe domeniul educației. 12 ani a suferit violența în familie. 12 ani a fost chinuită, maltratată, dar nici părinții ei nu știau despre asta, pentru că permanent îmbla îmbrăcată, acoperit tot corpul și nimeni nu vedea toate acele leziuni pe care le avea. Dar doar în situația când soțul, violent, a început să-și bată joc și de copil, într-un moment nu a rezistat, a aruncat cu cuțitul în el și acela pe loc a decedat. Ea a fost luată, deci ea a fost condamnată, a primit ani grei de pușcărie, era până la legea 45, exact de fapt în 2007, înainte de adoptarea legii. Și ce credeți? Că ea, oricum, într-un fel, revenea la ideea că eu sunt vinovată pentru că am putut să procedez altfel. Și ea se simțea pe parcurs anume culpabilă, vinovată de tot ce s-a întâmplat, cu studii superioare, dar a recunoscut primul pas care putea să-l facă, să recunoască. Și ea îmi spunea, doamnă, dar cum puteam eu, director adjunct pe educație, să recunosc eu, cea care educ copii, să recunosc că eu sunt și victimă a violenței în familie. Și asta se trage anume din cauza că societatea noastră întotdeauna pune această vină pe victimă și asta nu este doar despre violența în familie. Orice s-ar întâmpla, întotdeauna este vinovată victima. Da? În toate situațiile. Femeia întotdeauna este vinovată. Femeia pentru victima. Că, da, se consideră că, și aici vine și doctrina religioasă, da? Doctrina morală care există patriarhală în societatea noastră. Totul pornește de la femeie, înseamnă că femeia nu are capacitatea să facă management unor astfel de situații. Că dacă femeia era de treabă, iarăși revenim la această idee, ar fi putut preveni astfel de cazuri. Dar spune-mi, te rog, recent, am avut un caz care chiar m-a dat gata. Și noi vorbim despre faptul că suntem în ce secol? Secolul 21. Și recent mi s-a adresat o doamnă dintr-un sat din Anenii Noi, raionul Anenii Noi. Noi acum ne vom ocupa de investigarea acestui caz, care îmi spune, doamnă Bodruc, ce facem? Am o persoană, e victimă a violenței de mulți ani de zile. De câteva ori s-a adresat la poliție, da, vine polițistul, de la braz de pe abuzator, dincolo de faptul că noi avem foarte instrumente acum bine puse la punct în cadrul legal. Dar cel mai interesant, am rămas surprinsă de comportamentul administrației publice locale. Deci femeia are în brațe pe lângă câțiva copii și un copil cu dizabilități. Primește indemnizație. Ori administrația publică locală, cardul pe care vin bani pentru indemnizație, pentru întreținerea, îngrijirea acestui copil, a fost dat tatălui, violent, care este, pentru că este capul familiei. Deci pe ea n-au întrebat-o, care spală, îngrijește acest copil și care, cu părere de rău, din acest card care este dedicat îngrijirii copilului, nu primește niciun bănuț. Pentru că cardul este pe mâna tatălui violent, el ia decizii care le consideră de cuviință, el este capul familiei. Dar aici noi revenim la ideea, iarăși, stereotipului de gen. Cine este, ia decizii? Capul bărbatul, familie. Capul familiei. Dar nimeni nu s-a gândit care este impactul acestei decizii. Unde este opinia mamei? Femeia asta se rupe astăzi în trei părți pentru ca să lucreze în câteva locuri, să poată îngriji copiii, inclusiv acest copil cu dizabilități, iar societatea stă într-o parte și privește ca un spectacol tot ce se întâmplă în această familie, cu bătăi, cu maltrateri. Care sunt mișcările? Ori noi, o societate, în ziua de azi, care avem cadru legal normativ bun, avem atâtea structuri care sunt responsabile și abilitate în domeniu. Noi unde suntem? Noi ce facem?
Ce fac oamenii din jur care văd astfel de cazuri? Pentru că recent discutam cu un funcționar public și mi-a spus că, doamna Bodruc, nu este posibil așa ceva. Pare rău. Doamna Bodruc, eu am văzut și alte statistici care spun despre faptul că 80% din violatori sunt bărbați și doar 20% sunt femei. Da? Și asta se trage iarăși din aceleași norme, din normele patriarhatului în care trăim noi. Și din punct de vedere psihologic, se spune că dacă bărbatul este violent, ei chiar și explică cum se întâmplă acest lucru. Dacă asta, în primul rând, deseori este din cauza că acest băiețel a crescut într-o familie cu tată violent și a preluat acest comportament considerându-l că este normal. Și pe parcurs, în creierul unui bărbat violent se produc niște schimbări de ordin chiar și psihic și psihologii spun că doar 2 din 10 persoane care sunt violente pot să-și schimbe comportamentul, pot să lucreze, deci cu ei se lucrează ca ei să nu mai fie violenți. Și 8 din 10 niciodată nu vor fi lecuiți, niciodată nu vor fi în stare să creeze o relație sănătoasă cu o altă femeie. Deci, și dacă noi vedem cât de înalt este procentul de bărbați care sunt violenți, ce facem noi în societate cu această problemă? Sigur că sunt diferite studii, Angela, dar trebuie să fim foarte atenți. Una din teoriile biologice ne spune că, de fapt, este în firea bărbaților, din naștere, din ereditate, că bărbatul deja i s-a încremenit la nivel de genofond această agresivitate, care deseori poate fi abordată din diferite perspective. Există agresivitate într-o apărare, într-o autoapărare, da? Și există agresivitate într-o dominare. Iată, aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că această agresivitate socială, ea de fapt se bazează pe putere și control. Noi deseori utilizăm această formulă care se regăsește în documentele internaționale. Violența se bazează pe putere și control. Pentru că abuzatorul întotdeauna are intenția de a controla victima și a-și exercita puterea, de a o menține sub dominația sa și a-i demonstra cine sunt eu. Eu sunt șeful, tu depinzi de mine. Și că aici apare marea provocare. De fapt, în viziunea mea, și vă spun în calitate de specialist, eu sunt absolut sigură pe cuvintele mele, noi trebuie să lucrăm cu bărbații și noi avem sorți de izbândă dacă avem programe durabile și lucrul ăsta ne demonstrează și activitatea colegilor din Centrul de Reabilitare a Abuzatorilor din Drochia, care chiar au succese la acest capitol, doar Angela, iarăși, cu o singură condiție, nu putem miza pe faptul că în cadrul unui training sau unei ședințe de asistență psihologică noi vom schimba mentalitatea. Pentru că acea masculinitate toxică de dominare, de putere, că bărbatul trebuie să fie agresiv, dominator, să țină tot sub controlul, capul familiei, ea s-a construit cu ani. Și noi vrem acum, printr-un training, printr-un curs, să distrugem, să deconstruim acest model toxic. Nu e real. Și este un model preluat și de femei. Deci un model în care femeile încerc să-și construiască viața lor în jurul acestui bărbat toxic. Da, cu regret. Aici sunt mai multe dimensiuni. Vreau să vin cu ideea, vorbim astăzi, în primul rând, despre două dimensiuni, Angela. Despre neputința învățată. O teorie propusă de psihologa americană Leonor Walker, care scria cândva că pe parcursul unei relații violente, toxice, victima este îndobidocită. Deci asupra ea se face presiune zi de zi, știți, ca picătura chinezească, când în fiecare zi îți spune, tu ești o proastă, tu ești un nimeni, eu te-am făcut fără un... Fără mine nu vei zbutii. Exact, dacă faci un pas în dreapta, în stânga, copiii vor fi ai mei, tu vei rămâne cu nimic, etc. Deci umilința, fii atentă, la nivel de demnitate personală, umană, distruge capacitatea persoanei de autoapărare, capacitatea persoanei de a întreprinde niște pași, de a ieși, de a rupe această relație toxică.
Asta este o problemă foarte serioasă și foarte importantă pentru societatea noastră, pentru că deseori, și chiar în majoritatea cazurilor, victimele nu văd și nu au această capacitate de a rupe relația toxică. Ea tot mai speră că se va schimba. Da, el săracu, știți, deseori am auzit la țară, mai ales femeile îmi spunea, Doamna Valentina, mă te înțelegi, aniu când nu be, e ca pâinea caldă. Când se îmbată, Doamne ferește ce faci. Și aici vedem și o justificare indirectă. Nu el este vinovat, ci băutura, alcoolul. Și asta este iarăși o abordare tradițional greșită. Pentru că noi avem abuzatori care nu utilizează alcool și sunt foarte violenți. Adică nu putem lega doar cu alcoolul, cu drogurile, cu șomajul și așa mai departe. Și mai este o chestie care este tot foarte importantă. Fetițele de mici sunt învățate în cultura noastră să se dăruiască bărbatului, da? Să facă totul ca să-l slujească pe bărbat. Și atunci când ele înțeleg că, pentru că asta am auzit de la foarte multe femei, da. Păi eu dacă mă duc de la el, el va muri, se va pierde, pentru că el nu știe să se descurce, el nu știe să-și facă o mâncare, el nu știe să-și spele hainele și eu, practic, dacă plec de la el, el va cădea și mai mult. Dar aici mai este o componentă, Angela. Pe lângă ceea ce ai spus, haideți să mai venim și cu explicație, pentru că tot ce ai spus până acum vizează așa numitul fenomen pe care noi în știință îl utilizăm, feminitatea toxică. Pentru că din copilărie se educă fetițele a fi docile, supuse, ascultătoare, să aibă ele grijă de cineva și responsabili pentru tot ce se întâmplă în viața lor, în familia lor, în special. Acum fii atentă, mai este altceva. La acest capitol mai vin cu un exemplu. Recent o masterandă de-a mea la Universitatea de Stat din Moldova mi-a spus, doamna Budruc, o colegă de-a mea, fiind bătută de soț, și-a luat copilul și a fugit la mama acasă. Știi ce a spus mama? Întoarce-te la soț. Da, zice, azi dormi acasă, aici, dimineața ți-a luat cătrafuțele și te-ai dus la bărbat tău. Ai grijă, așa cum este el, dar tași și rabdă și ai grijă că trebuie să ai bărbat la casă. Cine și tata copilul tău, cine pe tine să te hrănească? Aici e o variantă de feminitate toxică, care, fiți atenți, mențin femeile în această supușenie, docilitate, răbdare, toleranță față de violență. Uneori mai aud în societate, ei, mai gândi las bărbat și bătăuși decât bețâf sau decât fără bărbat. Și asta este iarăși o reproducere a stereotipurilor legate de rolul femeii în societate, rolul femeii în familie. Deci vreau să avem mesajul foarte clar. Nu toți bărbații sunt violenți, dar bărbații violenți nu merită nicio justificare și nicio înțelegere. Da, cazurile sunt diferite. Sunt și așa numitele scene de violență epizodice, da? Dar care întotdeauna au un context foarte clar. Orice formă de violență, fizică, psihologică, spirituală, economică, sexuală, are la bază intenția abuzatorului de dominație și control, putere și control. O fată, o femeie, deci în toate condițiile astea, când cu cât mai mult se află alături de abuzator, cu atât mai greu este să plece. Da. Da? Pentru că, iarăși, teoria pe care ați spus-o a neputinței învățate, ea într-adevăr este foarte puternică și, apropo, revenind la experimentele care se făceau, asta nu este doar în natura umană. Pentru că asta se făcea și experimentele cu câinei care încercau, au avut câteva încercări să plece din acest anturaj în care lui se provoca durere și după ce el a înțeles că nu mai poate, chiar după ce era eliminată deja acea barieră, câinele nu mai pleca. El rămânea deja, fiind sigur că nu mai poate nimic, rămânea acolo într-o suferință enormă, dar nu pleca. Dar, Angela, dacă totuși ai făcut o paralelă cu animalele, vreau să-ți spun că experimentele cu câine au demonstrat, dar noi vedem și în viața zi cu zi. Când cineva, da, un câine, sare asupra altui câine, dar celălalt se pune jos și recunoaște că el este doborât, deci el, într-un fel, recunoaște că este victimă. Uh-huh. Celălalt, abuzatorul, nu mai doboară.
Ori în relațiile umane asta nu se produce. Abuzatorul nu se oprește dacă victima cade jos. El devine și mai violent și exercită această violență și putere pentru a-l dobori definitiv, pentru a-i demonstra cine este șeful. Da, exact. Și femeile ar trebui să înțeleagă că cu cât mai mult rămân acolo, pe lângă faptul că ele cu atât mai greu vor ieși, dar bărbații devin tot mai violenți. Pentru că având, deci ca să se înțeleagă, bărbații primesc plăcere de la această situație, ei se simt bine în această situație, ei în această situație se simt cei care au putere. Da, și cei care sunt iau decizia despre tot ce se întâmplă și exact. Țin sub control această femeie. Exact. Și ei au nevoie de tot mai multă și mai multă adrenalină. Inspirație, într-un fel, da. Deci ei pot ajunge și la umor. Și aici apare o întrebare foarte interesantă sau o modelare, da? Noi tot timpul vorbim în domeniul științei despre aceste relații, noi vorbim despre faptul că există așa numitul cercul violenței, da? Când crește tensiunea, apoi se produce acțiunea de violență și apoi specialiștii au numit luna așa convențional luna de miere. Dar știi, eu am numit-o un pic altfel. Este negocierea scuzelor din partea abuzatorului. Dar fii atentă, negocierea condiționată, pentru că abuzatorul, după ce s-a întâmplat, încearcă să spună, auzi, fa, dar n-am vrut eu. Tu mă înțelegi pe mine. Asta tu m-ai adus la situația respectivă. Că dacă tu erai o femeie cum scade, și trebuie eu. Dacă tășei, dacă copilul ăsta tășea, dacă era mâncarea pe masă, dacă tu erai mai așa, mai delicată, mai nu știu cum. Deci uitați-vă, iarăși, el nu recunoaște vina sau încearcă să recunoască vina, dar condiționat. Iarăși transferând responsabilitatea, culpabilitatea pe spatele victimei. Dar foarte interesant aici ceea ce a spus la anterior, pentru că această fază de lună de miere cu anii devine tot și tot mai îngustă și se ajunge la o situație când abuzatorul nici nu are intenția să-și ceară scuze. Doamna Bădruc, haideți să discutăm acum despre acele prime semne. Ce înseamnă? Cum trebuie să înțeleagă femeia că în relația ei ceva merge în direcția greșită și că aceste primele semne vor duce cu siguranță în viitor la violență și trebuie să fugi cât mai departe sau trebuie să faci niște schimbări esențiale în această relație. Eu, din câte știu, din ceea ce am studiat eu, primul semn este frica. Dacă ți este frică de partenerul tău, frica să-i spui ceva, frica să faci ceva, frica să vadă ceva, nu știu, înseamnă că asta este prima, înseamnă că nu, această relație nu este sănătoasă. Dumneavoastră, care credeți că ar mai fi alte semne? Sunt total de acord, în primul rând, frica, lipsa de încredere, inclusiv încercarea de a ascunde mai multe lucruri sau a nu le spune lucrurilor pe nume. Da? Tot aici apare problema cu managementul banilor, probleme financiare, cine este responsabil, cine aduce banii acasă. Cine cheltuie mai degrabă. Și aici, mai departe, merge exact cine cheltuie și pe mâna cui sunt banii. Pentru că eu am foarte multe situații cu regret când soția este muncind la egal cu bărbatul, dar venind acasă este obligată să predea toți banii soțului și mai departe el hotărăște pe ce cheltuie. Pe ce se cheltuie și am avut chiar situații oribile când nu oferă deloc banii soției, nu îi permite să facă managementul banilor, cere lista și doar el se duce și face cumpărăturile. Și vreau să spun foarte interesant, unele femei au zis că, păi, dar care-i treaba că se duce bărbatul și cumpără? Problema nu e în asta. Problema în management și încrederea care există. Ori odată ce și femeia și bărbatul contribuie în situațiile când lucrează ambii, este normal ambii să discute și împreună să ia decizii unde se duc banii, cum cheltuim banii, iar să nu ai încredere în soție că tu ești o proastă, tu nu poți normal cheltui banii sau unde sunt banii. Deci asta este deja
primul pas spre violență. Și aici vorbim despre violența economică. Și dacă ați pomenit acest tip de violență economică, mai este și altul. De exemplu, când soția nu este lăsată să lucreze. Da. Stai acasă. Sau că eu aduc de documente pentru ca să nu se poată duce să lucreze sau să stabilească, să meargă la niște cursuri sau să facă studii. Eu am avut cu regret experiențe când mergeam la cursuri sau am avut unele lecții în unele grupuri și fetele nu mai veneau chiar să-și ridice certificatul. De ce? Pentru că măritându-se recent, soțul îi spunea: gata, de azi ești soția mea și-mi trebuie mie soție deșteaptă. Nu. Ce-ți acasă? Ce-ți acasă, n-ai treabă. Și eu le spun tuturor fetelor: vreau să înțelegeți că viața voastră vă aparține. Nimeni nu are dreptul să fie stăpân pe viața și deciziile dumneavoastră. Ori într-un cuplu normal, într-o familie, cu relații normale, zicem noi, ea trebuie să se bazeze pe relații de respect, susținere reciprocă și dezvoltare. Iată, marea problemă a familiilor noastre că unii bărbați, de fapt foarte mulți bărbați, nu oferă oportunitate soțiilor sale pentru dezvoltare. Considerând, gata, tradițional, șeți acasă, fă borș, dar care e problema că poate combina și borșul cu activitatea de profesoară, de economistă, de tot ce își dorește ea? Pentru că un bărbat trebuie să înțeleagă. O femeie fericită este și o familie fericită și el va fi fericit. Uite, mulți nu pot înțelege chestia asta. Pentru că au crescut în relații violente, au văzut alte modele, tu înțelegi? Asta este o parte, haideți să-i spunem, a componentei de violență în familie. O altă formă ar fi, sigur, tu ai început cu ea, cea psihologică. Dar cea psihologică, ea pornește de la niște chestii foarte simple și durute. Umilință personală, jignire, porecle. Comparație, uite, tu poți vedea vecina cât este de deșteaptă, frumoasă, gospodină și tu cine asta ești? E undeva, chiar a devenit o tradiție în societatea noastră, compararea permanentă cu alte persoane. Fiecare din noi este unică. Și aici ar putea fi și inversul, când bărbatul suferă de această formă de violență, că uite vecinul cât este de bravo, câți bani aduce la casă, ce mașină scumpă au și tu ești un nimic. Deci forma aceasta de violență, ea poate fi din ambele părți și este sigur din ambele părți. Și de obicei nu există doar o singură formă. Este o combinație de mai multe forme. Violență fizică, violență psihologică, violență spirituală, violență economică și violență sexuală. Pentru că nu poate fi violență sexuală în formă curată fără violență fizică, înțelegi? Sau psihologică. Deci ele toate se intersectează, doar că lumea deseori nu percepe cuite aceasta este violența. Trebuie să ne dăm bine seama că orice acțiune de violență fizică, sexuală, emoțională, economică, spirituală, care duce la prejudiciu fizic, moral, spiritual, material, este violență. Care afectează, fiți atenți, demnitatea persoanei, asta este violență. Pentru că dacă i-a tras o palmă și i-a spus că uite tu ești așa, 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 asta este violență. Și important să spunem aici, pentru că mai este o închipuire în cultura noastră că dacă ești căsătorită sau căsătoritul, ești obligat să acorzi, să intre în relații sexuale, le vrei tu sau nu le vrei. Da? Și pentru multe femei este o surpriză când află că nu, tu nu ești obligată, deci tu ai aici dreptul de a răspunde da sau nu și dacă nu-ul tău sună mai des decât își dorește soțul, soțul are dreptul să divorțeze de tine dacă nu aveți această... deci nu sunteți potriviți, nu sunteți compatibili, dar nu este în drept să-ți ceară cu desila, că nu, tu ești soție, înseamnă că tu ești datoare. Nu. Asta este o filozofie socială în societatea noastră și anume obligațiunile femei față de bărbați și mai puțin obligațiunile și responsabilitatea bărbaților față de femei, față de soție. Știi, eu am avut o situație când la început încă lucram cu polițiștii, când le tot spuneam încă înainte de legea 45, care acum o avem, slava Domnului, și este foarte bună, doar că mai avem încă probleme cu implementarea pe alocuri. Știi, la un training cu polițiștii le spuneam, am plânge de la femei care se plâng că au fost violate de proprii soți.
Dar poliția atunci refuzase să le ia cererea. Acum polițiștii... Violate sexual. Da, da, anume violență sexuală, violate, viol conjugal. Polițiștii atunci au început să râdă și ziceau, păi doamne, dar și soția nu trebuie să-i deie bărbatului? Și eu zic, ok, dar haideți să presupunem altfel. Soția vrea și bărbatul nu poate, din diferite considerente. Ce se întâmplă atunci? E ca asta atunci e violență. Deci, noi cred că trebuie mai des să vorbim despre situații când să se înțeleagă că viața și sănătatea femeilor și bărbaților au valoare egală. Dorințele noastre, potențialul nostru, posibilitățile noastre, iarăși, trebuie luate în considerație. În toate cazurile. Și în cazul femeilor, și în cazul bărbaților. Iar cea mai mare provocare este, Angela, cum ne construim această relație de încredere, de respect, de parteneriat. Mie foarte mult îmi place cuvântul ăsta de parteneriat, pentru că noi într-o familie nu suntem învățați să construim relații de parteneriat. Ori parteneriatul presupune nu numai obligațiuni, că dacă eu sunt ca soție, sunt obligată, da? Dar eu fac acest lucru pentru că îmi place, că vreau. Foarte multă concurență. Este foarte multă concurență în relațiile, în familia noastră. Deci cine e concurența pentru putere, concurența pentru bani, concurența pentru copii și așa mai departe. Și asta este problema adevărată. Dar, doamnă Badruc, eu aș vrea să pomenim și despre forma de violență spirituală. Pentru că la noi în societate ea este o normă. La noi, unde se consideră că norma este doar religia creștin-ortodoxă și tot ce este în afară sunt niște secte, dacă unul din membrii familiei pleacă în una din aceste secte, cum le numim noi, da, atunci nu doar soțul, ar putea toată familia extinsă să hărțuiască această femeie și să o întoarcă pe drumul drept. Deci, și eu aș vrea foarte mult să spunem că și aici femeia are dreptul să-și aleagă orice religie sau are dreptul să nu aibă nicio religie. Și nimeni din familie nu are dreptul să impună religia, să impună o anumită religie, pentru că libertatea... Sau unele, să-i spunem așa, manifestări. De exemplu, eu am un caz concret când a fost o doamnă la consiliere și mi-a spus că eu chiar nu știu ce să fac, pentru că era în perioada postului mare. Fiecare are dreptul la decizie, exact, și la confesie și la procedurile care vizează fiecare confesie. Și îmi spunea, suntem în postul mare. Eu nu mănânc carne. Dar am 3 bărbați în casa mea, 2 feciori și soțul, care mănâncă carne. Eu le fac lor mâncare, adică vă dați seama, ea și suferă pentru că ea pregătește această mâncare, pentru că ei nu vor să țină post. Și nu vor să-și gătească singuri. Și nu vor să-și gătească singuri. Mai mult ca atât, soțul o impune pe ea, stând cu ei la masă, ea își face ceva, terci, cartofi acolo, să mănânce carne cu desila, că nu și e așa de sfântă. Asta este violență. Sau impunerea relațiilor sexuale în postul mare, că fiecare are atitudinea sa. Unii acceptă, alții nu acceptă, dar impunerea sau violul conjugal este o formă de violență și lumea trebuie să înțeleagă aceste cazuri. Haideți să vorbim despre femeile care sunt în aceasta. Deci noi am înțeles că este foarte, extrem de complicat să pleci dintr-o relație cu violență, mai ales dacă relația este de durată. Deci dacă nu ai avut suficientă cunoaștere, suficient suport să pleci din această relație de la bun început, la primele semne de violență, când era încă ușor și ai rămas acolo, într-adevăr este foarte greu psihologic, este practic imposibil de una singură să iai deciziile și să acționezi. Cu regret, deseori, rudele nu sunt cei care te ajută, sunt cei care te împing înapoi. Care este rolul familiei, rudelor? Ce ar trebui să știe rudele în situația dată când cineva din cei dragi se află într-o relație cu violență și sunt acele rude rare și minunate care pot ajuta? Cum trebuie să ajute? Ce trebuie ele să facă? În primul rând, să fiu cu ochii în patru, în situație când văd că persoana vine cu niște semne de violență sau elementar și-a schimbat comportamentul său și starea psihoemoțională. Sunt mai retrase, mai anxioase, în depresie, mai bolnăvicioase,
Da, apropo de bolnăvicioase, asta este tot o observație a psihologilor, că femeile suferă chiar și de boli somatice, da? Deci este, da, încep să se îmbolnăvească. Directă, da, o conexiune directă, Angela, pentru că noi vorbim deja de o gamă largă de aspecte, de afecțiuni pe care, prin care trece victima. Deci, prima, atenție la comportament. Doi, la primele elemente, că ori m-a lovit, ori ceva. De ce mai frecvent se duce la medic, da? Ce se întâmplă cu copiii? De exemplu, copiii încep să sufere pentru că ei nu neapărat devin victime, ei pot fi martori a situației, dar de violență între părinți care îi afectează enorm. Da. Deci, tulburare de somn, tulburare de mâncare. Sigur că deja aparența tuturor aspectelor la care noi ne-am referit, frica, rușinea, anxietatea, depresia și așa mai departe, crește gama acestor manifestări. Și în caz de identificare, de a discuta foarte delicat, pentru că victimilor le este rușine și oricum se ascund după fațeta relației că odată a fost, el de fapt e om bun. Sau asta nu, asta nu eu m-am lovit, eu m-am lovit de da, dar multe ascund și spun că eu am căzut jos, eu am căzut din copac, eu m-am împiedicat, etc., etc., etc. Deci să fim foarte atenți și să încercăm să stabilim o relație deschisă, că nimeni, în primul rând, victima trebuie să înțeleagă că nimeni nu blamează, nimeni nu responsabilizează pentru ceea ce se întâmplă. Deci să izbăvim de acest sentiment de rușine și să-i dăm să înțeleagă că noi suntem alături de tine. Da, deci orice victimă are nevoie de o mică capacitare să poată face primul pas să rupă această relație, ceea ce spuneam. Neputința asta învățată. Noi să-i dăm o forță să poată ieși din acest lanț vicios. Și mai să-i oferim departe, acoperiș uneori. Exact. Și mai departe, încercăm să-i oferim un suport, ori orientăm spre serviciile respective, da? Pentru că fii atentă, dependență de zonă. Eu, de exemplu, am lucrat și cu colegele din Găgăuzea, care deodată mi-au spus, doamna Budruc, la noi victimele nu se adresează aici pe loc. Lasă-le mai departe să ducă, de exemplu, la Cahul, la Chișinău, noi le readresăm. Prin sistemul nostru de referire. De ce? Să nu știe nimeni. Să nu știe nimeni. Pentru că e mare rușine. Cum tu crezi că o să meargă doamna respectivă și să știi tot satul ce face soțul cu ea? Mai ales în special când vorbim despre cazuri de violență sexuală. Despre asta în genere nu se vorbește. Se ascunde orice. Pentru că, în primul rând, femeilor le este rușine. Nu abuzatorilor, femeilor le este rușine. Și societatea, cu regret, mai blamează femeile. Deci rolul rudelor este unul crucial. Crucial, consider eu. Dar și de-aia vorbim că, haideți să spunem, totuși marea valoare a societății noastre în raport cu familia, noi avem relații destul de strânse între familiile noastre. Eu am fost în Statele Unite, în alte țări. Totuși mie îmi place valoarea familiei la noi și relaționarea aceasta între rude, dar anume din perspectivă sănătoasă. O relație sănătoasă presupune să vedem și unele probleme dacă ele apar și să fim suportivi, să ne susținem reciproc atunci când este cazul. Ori în asta constă esența valorilor familiale. Eu știu că mai sunt niște sfaturi care sunt date acestor femei care vor să plece din relații abuzive. Cum să se pregătească? Da? Deci că această pregătire trebuie să fie făcută din timp și să fie pregătit un rucsac cu documentele, cu ceva bani, cu hainele minim necesare pentru primul timp, mai ales pentru copil. Da? Evident, documentele și pentru copil. Și această geantă, cel mai bine ar fi de dus la o vecină, la părinți, apropiată, la o rudă în care ai încredere, ca să stea acolo, ca să fii gata în orice moment să poți pleca, să-ți iei această geantă cu ce este mai necesar și să pleci. Mai sunt careva sfaturi pentru femeile care vor să plece? Recomandări. Noi recomandări. Nu dăm sfaturi, da, noi dăm recomandări. Deci, în primul rând, totuși, noi astăzi vreau să menționez, noi avem un cadru legal normativ destul de bun. Și deja și servicii funcționale. Varianta, haideți să-i spunem, cea mai apropiată, telefon la 112. Pentru că deja poliția intervine în situații de violență în familie destul de rapid. Noi doar avem și două instrumente foarte importante.
Este ordonanță de protecție și ordinul de restricție de urgență. Haideți să vorbim despre ele. Ce înseamnă asta? Pentru că e important. Știți că multe femei, de unde am să mă duc? Deci ele nu-și dau seama că nu ele trebuie să se ducă. Nu. Că de fapt statul poate scoate violatorul din casă să-l ducă undeva mai departe. Aici am și vrut să ajungem. Că noi tot vorbim ca femeie să-și pregătească rucsacul, da? Dar noi avem deja instrumente care protejează femeile. Doar că, iarăși, trebuie să cunoaștem despre ele, ori capacitarea victimilor, capacitarea femeilor presupune și oferirea de cunoștințe, oferirea de instrumente de autoapărare și, să-i spunem așa, de protecție de situații de violență. De aceea, 112, pentru că trebuie să intervine poliția. 2. Sigur că poliția astăzi are la îndemână două instrumente de bază. Este ordinul de restricție de urgență, care se eliberează pe 10 zile. Deci vine polițistul și vreau să mă adresez către întregele comunități. Oricine, dacă vecinul sună, nu neapărat victima, dacă vecinii au auzit, rudele au auzit, telefonați vă rog și vine poliția și polițistul pe loc stabilește. Dacă sunt urme de violență, veselă stricată, dezordine în casă, se vede starea psihoemoțională a victimei, ascunși în baie, copiii stresați, etc. El are tot dreptul, face evaluarea pe loc, completează ancheta și eliberează ordinul de restricție de urgență pe 10 zile. Asta se face obligatoriu, unde se prevede și scoaterea abuzatorului din casă pentru a preveni situații mai grave. Și asta înseamnă că abuzatorul 10 zile nu are dreptul să se apropie de familie. Da. Și acolo deja merge mașinăria mai departe. Dar la moment, ceea ce este important, dragii mei, să scoatem abuzatorul violent, să stopăm la moment violența pentru a proteja victima. Că eu știu, de mai multe ori mi se spune, doamna Bodrug, luptați cu bărbații. Nu, luptăm cu bărbații, luptăm cu abuzatorii. Cu agresorul care nu are capacitatea de management a emoțiilor să-și construiască o relație frumoasă. Dar cel mai important pentru noi este acum să protejăm victima. Și este deja prin judecată, se eliberează ordonanța de protecție care poate până la 3 luni de zile scoate abuzatorul din casă. Și se îmbracă brățara electronică și este supravegheat să nu se apropie de casă, să nu comunice cu victima, să fie întreruptă orice relație, orice posibilitate de a contacta victima și de a extinde violența. Pentru că avem și de ăștia mai hâtri care încep la telefon să trimite SMS-uri și mai departe. Și victima își scoate brățara și merge la el pentru că iarăși trebuie să fie cineva alături de victimă, pentru că starea psihologică a victimei în această situație este foarte complicată. Trebuie să fie permanent cineva alături. Noi vorbim de situații când trebuie să lucrăm cu ambele părți. Da. Trebuie să lucrăm în primul rând cu capacitarea victimei și acolo avem niște etape de lucru foarte concrete. Dar trebuie să lucrăm și cu abuzatorul. Pentru că până nu de mult era o abordare greșită, tot focusul era doar tot accentul pe lucru cu victima. Dar ea după reabilitare la noi unde se ducea? Tot acasă venea, în mediu toxic. Sau ea pleca de la el și el se căsătorea cu altă femeie. Da, și continua, exact. Deci noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că trebuie să se lucreze pe ansamblu. Astăzi avem deja, slava Domnului, Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul. De la 1 mai Convenția a intrat în vigoare. Noi suntem obligați să o implementăm, dar pentru noi este important că Convenția ne oferă instrumente și spațiu de intervenții mai eficiente. Și în plan de prevenire, și în plan de protecție, și în plan de pedepsire a agresorilor. Dar ceea ce îmi place foarte mult, Convenția pune accent pe politici integratoare. Nu este numai problema poliției sau numai problema asistenței sociale sau numai problema sistemului învățământ. A întregii societăți. Exact. Și doar în efort consolidat, multidisciplinar, și aici putem preveni și combate acest flagel. Și aici este foarte important de spus că toate aceste legi despre care vorbim protejează victimele
dar nu, victime nu neapărat sunt doar femeile, da? Deci ar putea să fie victime și bărbații, da. Doar că aici avem o altă problemă. Bărbații se rușinează și mai mult să vorbească despre violență, pentru că ei consideră că dacă eu sufer de violență în familie, din partea soției, înseamnă că eu nu sunt bărbat. Dar asta nu este adevărat. Înseamnă că tu ești un bărbat cu empatie dezvoltată. Înseamnă că tu ești un bărbat care nu percepe violența, pentru că tu ai putea fi și mai violent, dar tu ai primit o altă educație, da? Și deci ceea ce vreau să spun, că nu trebuie să rușinăm bărbații victime a violenței în familie, pentru că noi trebuie să ne bucurăm că ei nu folosesc violența înapoi. Noi trebuie să-i protejăm pe ei exact așa cum protejăm și femeile. Și asta este... Angela, dacă îmi permiți, la capitolul ăsta să fim foarte atenți și din perspectiva că femeile, uneori femeile care au fost victime a violenței, la un moment dat se pot transforma în abuzatori. În contextul protejării. Nu, și cu soții. Și cu copiii. Avem cazuri de astea. Pentru că ea 12 ani a suferit, ca și în cazul care vă l-am spus la început. 12 ani a suferit violența față de propria persoană. A răbdat, a tolerat, mai mult ca atât. Eu știu că l-a adus acasă, el plecase la altă femeie, l-a adus acasă, că unde cu condiția, că cum crește copilul fără tată. Și atunci când a devenit el violent față de copil, ea a comis această infracțiune. A aruncat cuțitul în el și l-a doborât. Ea a devenit infractor. Tu știi că noi la Rusca avem o bună parte de femei cu regret care astăzi fac pușcărie din cauza că și-au ucis concubinii sau soții, dar fiind în primul rând victime. Și eu le numesc exact victime la pătrat, pentru că ea a fost victimă a violenței în familie și acum a devenit victima sistemului. Iar dacă sistemul intervenea la timp, noi nu am fi avut această finalitate. Dacă societatea intervenea la timp, noi nu ne-am fi soldat cu astfel de cazuri. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că există situații de violență a femeilor asupra soților, în diferite circumstanțe, dar e mai gravă situația atunci când noi vorbim despre femei abuzatoare, când ea are în spate violența în familie ca victimă. Și atunci ea se răzbune pe el în anumite circumstanțe. Deci trebuie să facem niște delimitări. Și să lucrăm sigur că și cu situațiile de violență asupra bărbaților și cu situațiile de violență asupra femeilor. Dar să fie foarte clar ce avem în spate. Da, și care este și cât este de victimă, da? Da. Și de unde se trage totul. Da. Deci noi deja am ajuns practic la finele emisiunii, mai avem un minut ca să, nu știu, poate să dăm încă niște recomandări femeilor care sunt acum, astăzi, victime a violenței în familie. Unde se pot adresa după ajutor? Eu, în primul rând, vreau să le spun femeilor victime a violenței, dragile mele, nu ascundeți. Tăcerea, de fapt, poate duce la o violență și mai mare. Să nu vă fie rușine, nu este problema dumneavoastră, nu este responsabilitatea dumneavoastră. Să nu vă fie rușine să cereți ajutor. Cereți ajutor de la toată lumea. De la asistent social, de la primărie, de la o prietenă, de la rude apropiate. Duceți-vă la preot, cereți ajutor. La tot cei care vă înconjoară și în care aveți cât de cât încredere. 2. Țineți minte, nimeni nu merită violență. Nimeni nu merită să fie bătut. Ce nu s-ar fi întâmplat în viața noastră, toate lucrurile se pot rezolva prin discuții, prin negocieri, pe cale pașnică. Ne despărțim, dar rămânem oameni. Pentru că deseori violența asupra femeilor este justificată prin disciplinare. Violența nu este o formă de disciplinare. Violența este o formă de umilire. Știi, deseori când vorbeam cu femeile, ele îmi spună, ei, dar ce eu răpt că copilul să-l protejez, copilul trebuie să aibă tată, eu să am statut că-s femeie măritată, cui trebuiesc eu dacă nu sunt măritată? Fetelor, astăzi asta nu mai contează. Gândiți-vă la faptul, dacă se întâmplă ceva cu tine, dacă tu devii persoană cu dizabilități, dacă tu vei fi omorâtă, cine va avea grijă de copil? Dacă așa este,
prioritate doar copilul. Și ca să mai spunem că copilul care este martor a violenței, deci va avea și el probleme pe viitor. Da, pentru că studiile au demonstrat, copiii care au fost martori ai violenței în propriile familii, a părinților săi, apoi, practic, 50% din ei repetă același lucru în propriile familii, sau ca victimă, sau ca abuzator. Doamna Bădruc, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cu părere de rău, înțeleg că avem nevoie de mult mai mult timp pentru ea, dar cu părere de rău, emisiunea noastră a ajuns la finele ei. Eu sper că această emisiune a dat foarte multe răspunsuri și abilitare femeilor să acționeze și să se protejeze. Eu foarte mult sper că această misiune v-a dat posibilitate și v-a dat această încurajare să vă protejați. Vă dorim o săptămână frumoasă, sănătate, respect și ne vedem exact într-o săptămână cu o altă temă interesantă la Efect 96.